L-au pus pe piața Ungerii, l-au uns și l-au învelit în Giurgiu. Iosif din Arimatea, care și-a cumpărat grota și grădina lui personal aici lângă Golgota, a donat-o pentru Mântuitorul Iisus. După ce a fost psalmat, dar uns și învelit în Giurgiu după tradiția evrească, a fost dus în grota, în grota personală cumpărată pentru el de Iosif Arimatea. Deci a fost cumpărată pentru el personal. Însă a donat-o Mântuitorului Iisus.